gestionezi comentariile negative. Mi se pare tot un fel de bullying, știi? De foarte multe ori le tratez cu indiferență, de cele mai multe ori le tratez cu indiferență, până în momentul în care sunt, e vizată familia mea, atunci pot să mai și răspund, dar mi se pare că bloc e cel mai... E cel mai simplu mod de, nu știu, de a-mi a -a arăta că efectiv nu-mi pasă. Adică eu îmi prezint o poveste în online, dacă cineva vrea să intre în povestea mea și să călătorim împreună bine, dacă nu, sunt eu, o... pleiadă de alte, uh, știi, de alte uh, povești, ca să le numesc așa, și se pot alătura în altă parte fără nicio problemă. Dar știi cum e cu pielea aia tăbăcită, că în timp <laughs> îți dai seama, dar văd pe tineri ăștia care se apucă acum, ui, eu am primit nu știu ce mesaj, mai vin la emisiune zic și pe mine mă bunește râs, îi zic, stai liniștită că nu e niciun fel de problemă, e dar asta e de când lumea și pământul, știi, oamenii să aibă păreri diferite, alții nu știu să reacționeze, dar ce nu-și dau seama oamenii în general e că e, asta e o oglindă. În momentul în care tu zici ceva rău de cineva, practic îți vezi neajunsurile tale și te vezi pe tine. Deci tu când spui de cineva că are și că face și că uite cum e și tu de fapt vorbești despre tine. Asta e o chestie pe care am învățat-o și eu și de asta nu mai vorbesc de oameni. Mai vorbeam așa înainte cu prietenele, dar acum azi, mă, știi ce? dacă nu ne deranjează, de ce să vorbim de om de rău, știi? Da, cam asta e, indiferență și bloc, că e foarte simplu. Din experiența ta, din ce se câștigă mai bine, din TV sau din online? Uh, să știi că se câștigă bine din amândouă. Important este cum le faci și uh, important este, cred că cel mai important e pasiunea pe care tu o pui și o depui, și forța, de, și munca, și uh, profesio profesionalism, Pentru că, în definitiv, despre asta este vorba, că omul simte, te simte și de după, știi, în spatele ecranului, uh, și te simte și când postezi câte ceva, știi. Am încercat tot timpul să am niște clienți și să postez. Uh, Ceea ce, eu am încercat, ceea ce eu am încercat, fie vorba de cremă, fie vorba de mâncare sau orice altceva postam, să fie credibil pentru că dacă eu nu credeam în produsul respectiv, nici nu voiam să-l vând. Am refuzat foarte multe campanii pentru că simțeam că nu rezonează cumva cu imaginea mea sau cu ceea ce eu teach what you preach, adică nu, e, nu, nu rezonau din multe puncte de vedere. Și atunci nu aveam cum să vând omului ceva cu care, da, în care nu credeam. Deci, cred că se fac bani din amândouă. Depinde cum și în același timp trebuie să, să fii persistent. Adică, trebuie asta e, asta e singurul lucru. Eu nu prea mai am timp să mă ocup foarte mult de online. Înainte făceam asta, dar îmi place atât de mult televiziunea și cumva cred că și uh, urmăritorii mei din online uh, înțeleg lucrul ăsta și sunt alături de mine și pe TV, adică primesc foarte multe mesaje în timpul emisiunii, știi?